Jazz, latino, pop și clasic sunt cele patru genuri muzicale pe care Cvartetul lui Sorin Slat le cultivă în perioada asta pentru publicul său, un public care va fi surprins de ineditul formației, prezența a doi mari artiști străini, saxofonistul american Udi Witt și toboșarul german Andrea Marcelli, la bas fiind Răzvan Cojanu. Concertul lor din seara asta de la sala Arcub de pe Lipscani m-a determinat să schimb acum câteva cuvinte cu reputatul jazzman român, pianistul Sorin Zlat. Te salut, Sorine! Te salut și eu, Ștefan! Stagiunea Artist in Residence, curatoriată de pianistul Lucian Ban, continuă cu acest concert al vostru. Cum s-a legat prietenia și colaborarea cu saxofonistul Udi Witt? Legătura dintre mine și Woody Witt s-a produs când am fost în America la concursul de pian din Jacksonville. Sora mea locuiește în Houston și înainte să ajung la competiție m-am hotărât să merg câteva zile și la ea în vizită. Și într-o seară am vrut să merg la un jam session unde l-am cunoscut pe Woody. El este manager muzical la un club din Houston, foarte faimos, Cezanne. M-am așezat la pian, am cântat cu el, mi-a plăcut foarte mult și mi-a propus, dacă o să mai ajung în state, să facem un turneu împreună, ceea ce s-a întâmplat în anul următor. Am avut un turneu în Houston, New Orleans, New York și după acest turneu m-am hotărât să fac și eu un schimb cu el, să-l aduc și eu aici în București, în țară, și să fac câteva concerte cu el. Am cântat zilele trecute la Brașov, ieri am cântat la Ploiești și seara asta la Arcub. După acest concert vom pleca în Berlin, unde vom avea două concerte la clubul Schlott. Cum se explică și prezența lui Andrea Marcelli, un german de origine italiană, la tobe? Andrea a mai colaborat cu Udi. Eu anul trecut am fost invitat de către Institutul Cultural Român în Berlin să țin un concert în cadrul My Jazz Festival și atunci curatorul acestui festival și prezentatorul a fost Andrea Marcelli. S-a legat o prietenie între noi și el mi-a spus dacă cumva vreodată am nevoie de el să-l contactez și mai ales se știe și cu Udi și au mai colaborat, a spus că el ar fi un toboșar potrivit pentru acest proiect. Pe basistul Răzvan Cojanu îl cunoaște foarte bine publicul românesc și din colaborările cu mari jazzmeni români și străini. La ce repertoriu v-ați gândit pentru formula din seara asta, Sorine? Vor fi numai compoziții personale, vor fi piese scrise de Udi Witt, compoziții de ale mele, și compoziții de ale toboșarului, Andrea Marcelli. Vom încerca să facem o fuziune între trei stiluri diferite de compoziție și vom vedea ce va ieși. Și o ultimă întrebare, cum va fi primăvara și vara lui 2017 pentru pianistul Sorin Zlat? Am bucuria să fiu invitat în mai, mai exact pe 28 mai în Jacksonville. Cei de acolo mă invită să susțin un recital în cadrul festivalului. Și în aceeași seară, pe aceeași scenă, va interpreta și Cicorea, Joia Alexander și Ignacio Berroa. După acest festival voi mai avea câteva concerte în America și în toamnă voi pregăti un nou album. Mulțumim fain, Sorin Zlat, și succes diseară la Arcub! Mulțumesc, Ștefan! Numai bine!